Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată-ne din nou în grădină, chiar dacă este iarnă, chiar dacă este repaus vegetativ. De ce am fi aici? Pentru că domniile voastre m-ați întrebat de fiecare dată detalii tehnice despre anumite tehnici de altuire pe care mulți dintre noi le folosim în grădinile noastre, în livezile noastre și nu numai. Și așa cum am spus și în comentarii, mi-este foarte greu să detaliez și să vă spun ce anume ar trebui să faceți dumneavoastră, să vă dau detalii tehnice despre aceste tehnici de altoire în scris, în comentarii. Și astfel mi-a venit o idee. M-am gândit să fac un videoclip în care o să vă prezint din punctul meu de vedere cele mai importante tehnici de altoire ale pomilor fructifere. Cum se realizează ele, de ce anume ar trebui să ținem cont și mai ales care sunt avantajele și dezavantajele acestor altoiri și acestor tehnici pe care le practicăm noi. Și astăzi am zis să încep cu o altoire comună, o altoire folosită pe scară largă, și anume altoirea în copulație perfecționată. Voi recolta din acest pom o ramură prin care voi simula altoiul și portaltoiul, pentru că noi fiind în sezonul rece, nu putem altoi efectiv. Eu o să vă detaliez ce aveți de făcut, pentru că primăvara se apropie cu pași repezi, iar sezonul acela în care vom pune în practică diferite tehnici este foarte aproape și atunci, în sfârșit, vom pune în practică ce învățăm acum iarna. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. O să recoltăm o ramură, o creștere de an, un lacom, așa cum îl cunoașteți dumneavoastră. Întotdeauna altoiul trebuie să provină dintr-un lac, pentru că el este cel mai indicat în acest proces. Eu îl voi recolta și după aceea vom merge să detaliem cum anume se face această procedură. O să-l iau pe acesta de aici, pentru că nu mi-afectează pomul, oricum urma să-l tai în perioada în care o să toaletez acești pomi. Și acum haide să detaliem. După ce am secționat acea ramură, vom mai face o secțiune pentru a vă detalia exact cum se face acest proces. După ce am secționat această ramură pe din două, să spunem că aceasta este portaltoiul, și anume tulpina, pur și simplu ramura care susține altoiul, fie că este ea direct din tulpina, un franc sau un drajon, fie că este deja o ramură de o creștere de un an care este într-un pom și va urma să fie altuită, este același lucru, portaltoi și altoi. Iar acum haideți să vedem cum se face mai exact. Dragilor, altoirea în copulație perfecționată este o altoire de finețe și tocmai de aceea nu v-aș recomanda să folosiți un briceac de altoire, pentru că acesta are lama puțin mai groasă, iar tăierea lui este mai greoaie și asta ne împiedică să facem o lucrare de finețe cu el, sau cel puțin în cazul meu, eu așa consider. Și tocmai de aceea v-aș sfătui să folosiți o altă unealtă, și anume un cuțit, o lamă fermă, dar subțire și care taie foarte bine, pentru a putea face aceste secțiuni de finețe care le necesită această tehnică de altoire. Și imediat o să vă detaliez și de ce spun acest lucru. Și așa cum vedeți aici, avem portaltoi, acea ramură, fie că este o tulpină provenită dintr-un franc sau dintr-un drajon, fie că este o ramură dintr-un pom care este mai matur și urmează să o altoim, noi vom ține cont în felul următor. Vom vedea un mugure vegetativ, exact cum îl vedeți dumneavoastră aici, iar noi vom căuta ca lama cuțitului să fie pe partea opusă și vom face o secțiune oblică pe această ramură, pe acest portaltoi. De preferabil să fie cât mai netedă posibil, exact cum am făcut-o eu aici. După aceea vom lua altoiul propriu-zis. Ne vom orienta cât de mare să fie secțiunea și la acesta, pentru că ea este o secțiune în oglindă. Aceleași operațiuni pe care le facem pe portaltoi, le vom face și pe altoi. Lăsa portaltoiul deoparte și la portaltoi, la fel, identificăm un mugure vegetativ, vom merge cu cuțitul în partea opusă a acestuia și vom face o tăietură în pană similară cu cea existentă pe portaltoi. După care le vom compara, vom vedea că sunt cât de cât simetrice, exact cum le vedeți aici, și vom trece la următoarea operațiune și imediat vă voi detalia focalizat să vedeți despre ce este vorba. Aproape la jumătatea acestei secțiuni, și aici intervine lama sensibilă, lama subțire, vom face o altă secțiune, pur și simplu vom despica, vom face o crăpătură.
imediat vă voi arăta și cum, vă voi detalia. Deci vedeți cum se vede aici, da? Fiind o lamă mai sensibilă, mai subțire, nu va deteriora foarte mult stratul cojii, stratul cambial. Același lucru îl vom face și cu altoiul propriu-zis, aceeași secțiune, undeva aproape de jumătate, vom poziționa lama cuțitului și vom face o crestătură. Același lucru cum a fost și în cazul precedent. Și acum, operațiunea cea mai importantă. Ce trebuie noi să facem? Aceste două secțiuni va trebui să le îmbinăm la perfecție. Așa cum procedez și eu aici. Nu știu dacă se observă foarte bine pe cameră, dar voi încerca să vă arăt. Vedeți? Acestea două vor intra una în cealaltă. Și veți căuta să potriviți cât mai bine stratul unde avem cambiu. Vedeți videoclipul de pe canalul meu, Secrete al altoirii, și acolo vă detaliez exact de ceea ce trebuie să țineți cont atunci când altoiți, indiferent de ce tehnică folosiți. Și cam acesta este rezultatul final. Iar acum, singurul lucru care ne rămâne să facem, este să o bandajăm. Acum haideți să vedem focalizat despre ce este vorba. Cum se face acest lucru detaliat? Așa cum ați văzut, cam așa trebuie să arate secțiunea. Este o secțiune în oglindă, același lucru trebuie să facem atât la portaltoi cât și la altoi, după care va urma îmbinarea propriu-zisă. Va trebui să îmbinați cele două secțiuni, exact cum am făcut eu aici. Astfel încât să potriviți foarte bine cambiu la cambiu. Și cam atât, acesta este tot procesul. Vedeți? Îmbinarea trebuie să fie făcută foarte bine. Și astfel dumneavoastră ați realizat altoirea în copulație perfecționată. Ceea ce vă mai rămâne dumneavoastră este să bandajați pur și simplu această rană, urmând ca anul viitor să o desfaceți fără probleme de acolo și haideți să vedem cum se face și acest lucru. Ați văzut, dragilor, nu este mare lucru, mare tehnologie. Aceasta este altoirea în copulație perfecționată. Imediat după ce ați făcut acest proces, nu vă mai rămâne decât să bandajați foarte strâns această rană pentru a nu permite aerului să intre. Eu folosesc bandă izolatoare pentru că sunt adeptul acesteia, întotdeauna am avut succes cu ea și, nu știu, din punctul meu de vedere, cred că este mai bună decât banda de altoit sau alte tehnici. Și după ce l-ați bandajat, pur și simplu nu vă mai rămâne de făcut decât să așteptați sezonul viitor când îl veți desface. Imediat o să vă prezint și care sunt avantajele și dezavantajele acestei tehnici. Eu spun că este o tehnică folosită pe scară largă și tocmai de aceea este o tehnică pe care au învățat-o foarte multe persoane și o tehnică simplă, aș putea spune eu. Așa că haideți să vedem care ar fi avantajele și dezavantajele acestei tehnici de altoire. Dragii mei, ați văzut despre ce este vorba, secțiuni simple, îmbinare simplă, am făcut mai multe ramuri, mai multe secțiuni pentru a vă putea detalia mult mai bine cum se face, pentru a putea focaliza, exact cum ați văzut și în primul caz, este o îmbinare pe cât se poate de bine, pe cât se poate de perfectă, cambiu este suprapus pe cambiu și astfel noi vom avea un succes garantat. Această tehnică de altoire în copulație perfecționată are avantajele ei și haideți să le enumerăm, cel puțin din punctul meu de vedere. Este o altoire simplă care poate fi făcută de oricine. Este o altoire autosusținută și anume, odată ce ați bandajat această zonă, este foarte greu ca altoiul să se miște din portaltoi și astfel cambiu să nu-și mai păstreze alinierea, astfel încât succesul să fie unul garantat. Este o metodă de altoire pe care o putem folosi la toți
copaci, la toți arborii, la toți pomii noștri fructiferi. Nu contează că folosim la măr, la prun, la păr, la gutui și așa mai departe. Este o tehnică ușor de practicat și care nu necesită foarte multe materiale și o dexteritate extraordinar de, de mare. Aș spune din punctul meu de vedere că este o tehnică utilă, simplă, pentru orice începător, pentru orice om care dorește să practice aceste tehnici și aceste arte ale alătuirii, dacă aș putea spune așa. Și acum să vorbim puțin despre dezavantaje. Din punctul meu de vedere, singurul dezavantaj care îl are această tehnică de alătuire este că alătuirea în copulație perfecționată trebuie să păstreze, este o alătuire în care atât port alătuiul cât și alătuiul trebuie să păstreze dimensiunile. Adică diametrul, grosimea portaltoiului trebuie să fie asemănătoare, dacă nu aproape identică cu cea a altoiului, pentru că atunci vorbim despre un alt tip de altoire, unde aliniem cambiu doar pe o singură latură și atunci rata de succes poate fi mai mică. Deci cam acesta este singurul dezavantaj, este că dumneavoastră va trebui să altoiți doar pe altoi cu portaltoi de aceleași dimensiuni. Parcă nu se vede că este îmbinat, nu? Am lăsat materialele deoparte. Sper că vă va fi util acest videoclip. Sunt foarte obosit la ora aceasta, dar totuși am decis să-l fac. Pentru că, spre exemplu, miercuri nu am postat nimic, tocmai din cauza că sunt cu casa în lucrări, renovez casa părinților, casa mea natală. Și tocmai vorbeam cu un bun prieten pe internet despre altoiri, despre nou sezon ce va veni în agricultură, în grădinile noastre, în livezile noastre, și atunci mi-a venit ideea, a venit vorba despre altoiri, să fac aceste videoclipi și pur și această serie despre altoiri. Astfel că o să urmeze și celelalte videoclipuri, sper să fiu puțin mai energic, mai exploziv, așa, să nu fiu chiar atât de obosit. Eu cred că totuși informația corectă a ajuns la dumneavoastră și acesta este lucru cel mai important. Această tehnică de altoire se poate practica primăvara, în sezonul în care vegetația pornește, în startul vegetației, ca și în celelalte cazuri în care folosim celelalte tehnici de altoire, poate fi folosită în momentul în care seva pornește în copac. Cea mai bună perioadă, aș spune eu, că este undeva de la începutul lunii martie, spun 10-15 martie, până undeva la jumătatea lunii aprilie. Dar asta și în funcție de norma climatologică și anume zona în care ne aflăm noi, pentru că timpul poate fi mai înaintat, așa cum spuneau părinții noștri. Dacă ești într-o zonă de câmpie, există posibilitatea ca să poți altoi chiar de la 1 aprilie, pentru că seva deja a pornit. Dacă locuiești într-o zonă de deal sau într-o zonă mai ridicată, într-o zonă mai de munte, poți ca altoirea să o începi undeva la 1 aprilie, pentru că atunci a pornit seva în copac și nu mai există pericolul înghețului. Acestea fiind spuse, dragii mei, sper că v-a plăcut acest material, sper să vă fie de folos și să ne revedem cu bine la următorul videoclip, atunci când vă voi prezenta altoirea sub scoarță. O altă altoire ușor de realizat, la fel cu avantajele și dezavantajele ei. Până la următorul videoclip, vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine!